Salutare, dragi tovarăși, și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de România. Astăzi este 1 decembrie și loc să merg și la București, să mă uit la paradă, să admir gagicile cu calașnicoave, tancurile și să mânc sarmale acolo gratis, nu, eu stau și fac Q&A, așa că hai să trecem la prima întrebare. Ce la Q&A? Bine, hai la a doua întrebare, poate e mai de Doamne ajută. De ce aș lăsa o întrebare pentru Q&A-ul tău? Bine, hai că a treia oară e cu noroc. De ce nu mai răspunzi pe Skype, FMM? Oare așa o să fie toate întrebările din Q&A? Marș treacu de țigan, bă, când băgăm un LOL? De unde faci rost de material porno pentru o labă fericită? Ce piz... De ce nu mi-ai luat cadou de ziua mea? Stai față de prost! Am comis-o din nou, boxele să sară în aer când o dăm la ștou. Dacă Steaua o bate pe Dinamo, Dinamo de ce nu o bate pe Steaua? La care răspunde altul, pentru că Dinamo e proastă. Cât costă cartofii în vasului? Nu știu, dar am auzit că cică dacă nu-i aduci, îi cumperi pe caia și n-aduci banii la timp, o să fii violat din ce în ce mai mulți oameni. Ai întârziat 2 zile, ești violat de 2 oameni, ai întârziat 3 zile, 3 oameni și tot așa. Acum înțeleg cum de se ajunge ca în vasului o femeie să fie violată de câte 7-8 inși. Ce ai face dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi? Bă, probabil că aș veni pe pământ și aș transforma catedrala Mântuirii Neamului în ceva mult mai productiv și mult mai util pentru societatea noastră. Cum ar fi un bordel. Ce anime îți plac? Când eram mic mă uitam la Pokémon, la Regele Șaman de aveam, cred că, nu știu, de la un moment dat au băgat niște apțipil de în croasantele Chipicao și aveam un album plin de apțipil din alea. Mă mai uitam la Duel Master de, aveam cred că vreo 15 pachete de cărți și evident la Naruto. Mă mai știi? Ia uzi, pula mea, care ești, mă? Ce faci când nu filmezi? Ce poți să faci în 24 de ore? Facem o petiție să bage Mark dislike? Bă, să știi că nu e o idee rea. Te bagi la Olimpiada de mâncat sarmale? I love sarmale. Să-mi pui comentariul în video, bă! Uite că ți l-am pus. Cum crezi că va fi America cu Trump președinte? Probabil o să rămână tot cea mai puternică țară din lume. Vei face pe canal jocuri gratis de pe Steam? Probabil, nu promit nimic. Dacă, să zicem, se lansează un joc mișto pe Steam, e gratis și n-are vreo 50 de giga, da, aș face un videoclip cu el. De ce nu? Mai fac și o vizionare în plus. Ce-ți dorești cel mai tare în viață? Bă, să mă pot teleporta. Gen, găsesc o fată ca lumea pe Facebook sau pe WhatsApp, dar stă undeva la mama dracu, poc, m-am teleportat la ea. Sau, dacă să zicem, mă joc Counter și mă înjură un puradel, poc, mă teleportez la el, îl joc în picioare și cu ocazia asta mă și calmez și îl și învăț să nu mai înjure în spatele monitorului și vrei un câine? Dacă e husky, adă-l încoace. Dacă te-ai aflat pe o insulă pustie și ai avea la dispoziție un prezervativ, un vibrator și un câine, ce-ai face? Cred că o să mă folosesc de toate lecțiile de supraviețuire pe care le-am învățat când mă uitam la Bear Grylls și o să improvizez eu gen din prezervativ o plută ceva și câinele ceva gen motor. Sper să fie un câine de la care noată și dacă n-are tupeu, n-are curaj să noate, o să folosesc cu vibratorul pe post de bici să-l fac să înoate mai repede. Pa barna, mai că puneți vă niște întrebări, credeam că eu sunt retardat. Care este tipul tău de joc preferat? Shooter, clar. Care este top 5-ul tău de wrestler preferați? Păi pe primul loc Undertaker, după care, nu știu, Stone Cold, Goldberg, din ăștia activ Kevin Owens, Dean Ambrose, AJ Styles, Randy Orton, cam așa. Nu stau acum să-i număr pe toți că sunt mulți și dacă câinele poate să muște, muștele poate să câine. Merg cu subțioara în pâine, niciun latră nu mă câine. Dacă te-ar răpi extraterestrii, ce-ai face? Probabil că aș începe să le povestesc despre YouTube până când i-aș plictisi de moarte și arunca din navetă. Bine, probabil că mă or arunca de la sute de metri, kilometri înălțime și aș da cu botul de pământ, dar măcar așa scap de ei. Și de a fi disecat sau ce ar vrea să facă cu mine. Ai mâncat tot cancerul sau ai mai lăsat? Ți-am păstrat și ție câteva resturi. Și ultima întrebare. De unde îți iei jocurile? De pe The Pirate Bay.
vă las linkul în descriere. Și cam atât și cu acest Q&A, eu sper că v-a plăcut. Ar fi ținut mai mult, dar marea majoritate din întrebări s-au repetat și în întrebările astea și s-a mai răspuns la ele și în Q&A-urile anterioare și mi-ați mai lăsat unii niște crnați de comentarii, ca să zic așa, deci comentarii cu câte vreo 10 întrebări în ele, de-mi lua numai un minut să citesc comentariul. Data viitoare când mai fac vreun Q&A, lăsați și voi o întrebare pe comentariu ca să-mi fie și mie mai ușor să nu am parte ta mai cârnatul de comentarii. În fine, deci cam atât și cu acest Q&A. Vă urez din nou un la mulți ani tuturor românilor și țiganilor, că și ei sunt români, și bungurilor ce stau în România. Bine, bunguri dă-i dracu. În fine, și cam atât. Vă urez un 1 decembrie frumos și să nu vi se facă rău de la sarmale. Cam atât. Ciao les!